Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spun bun venit la Sinteza Săptămânii. Sunt Ania Marei. Iată evenimentele care s-au desfășurat în această săptămână. Statele Unite promite Ucrainei susținere deplină. China suspendă dialogul economic cu Australia. Donald Trump își lansează o nouă platformă de comunicare. Protecția copilului din Germania au răpit copiii familiei Furdui. Titus Corlățean cere României să intervină de urgență în acest caz și povestea unui musulman radical care s-a întors la Hristos. Secretarul de stat american Antony Blinken îndeamnă Rusia, într-o vizită la Kiev, să-și înceteze acțiunea agresivă față de Ucraina, în contextul în care un număr semnificativ de forțe armate rusești sunt în continuare desfășurate la frontiera ruso-ucrainiană, în pofida unei retrageri, relatează AFP. Timp de câteva săptămâni, Moscova a desfășurat zeci de mii de militari la frontiera cu Ucraina, în mod oficial la exerciții militare, care au alimentat, atât în această țară cât și în Occident, temeri cu privire la o posibilă ofensivă sau o invazie. Rusia a dat asigurări că aceste mișcări de trupe nu amenință pe nimeni și că era vorba despre un răspuns la operațiunile agresive ale NATO în Europa de Est. În cadrul întâlnirii cu președintele Volodymyr Zelensky la Kiev, Antony Blinken a declarat: "Sunt aici dintr-un motiv simplu, acela de a reafirma cu forță, în numele președintelui Joe Biden, angajamentul nostru în favoarea suveranității Ucrainei, integrității sale teritoriale și independenței sale." Biden i-a promis în aprilie un sprijin neclintit lui Zelensky, promițând să coopereze cu Ucraina, pentru ca această fostă republică sovietică să se poată apăra singură, în timp ce Rusia își desfășura trupe la frontieră și în Crimeea, citează Reuters. Președintele israelian i-a cerut liderului opoziției Yair Lapid să formeze un nou guvern, după ce premierul Benjamin Netanyahu a eșuat în acest demers. Termenul limită acordat lui Benjamin Netanyahu în urma alegerilor legislative din 23 martie pentru a forma o coaliție de guvernare a expirat, fără ca premierul să reușească să adune o majoritate de 61 de deputați din cei 120 ai Parlamentului, în vederea formării unui guvern de dreapta cu aliații săi din partidele ultraortodoxe, cu dreapta radicală Yamina și formațiunile politice ale sionismului religios de extremă dreapta. După acest eșec, președintele Rivlin i-a chemat pe liderul opoziției Yair Lapid și pe Neftali Bennett, liderul formațiunii de dreapta radicală Yamina, și le-a cerut formarea viitorului guvern. Din recomandările primite a devenit clar că deputatul Lapid are cele mai mari șanse să formeze un guvern, a declarat președintele israelian. Lider al formațiunii centriste Yesh Atid, clasat pe locul 2 în urma alegerilor legislative, Yair Lapid vrea să formeze un guvern de uniune națională, care să reunească dreapta, centrul și stânga, pentru a-l înlătura de la putere pe Netanyahu, judecat în prezent pentru corupție și fraudă, în mai multe dosare, relatează AFP. China a suspendat dialogul economic strategic cu Australia pe termen nedefinit, Beijingul acuzând Canberra de mentalitatea de război rece. Această decizie a fost luată la scurt timp după ce guvernul australian a anulat două acorduri cu China în cadrul inițiativei Noul Drum al Mătăsii, relatează agenția DPA. Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reforma Chinei a declarat că va suspenda toate activitățile din cadrul dialogului economic strategic China-Australia, creat în 2014. Dar ministrul australian al comerțului, Dante Han, consideră decizia Chinei dezamăgitoare, afirmând că guvernul său rămâne dispus la dialog în pofida tensiunilor. Dialogul economic strategic China-Australia era un forum important care permitea celor două state să lucreze pe diverse subiecte, însă nicio discuție nu a mai avut loc în acest cadru începând din 2017, China fiind considerat cel mai mare partener comercial al Australiei. Cele două state sunt implicate într-o dispută comercială, care a escaladat anul trecut când China a lovit prin tarife și întârzieri vamale exporturile australiene de vin, carne de vită, orz și cărbune.
însă decizia Beijingului va avea zero efecte concrete asupra Australiei, datorită sancțiunilor deja impuse asupra exporturilor în 2020, citează DPA. Cea mai puternică grupare mafiotă din Italia, Ndrangheta, primește o nouă lovitură după o amplă operațiune în Italia și Germania. Aproape 800 de polițiști și agenți fiscali din Italia și Germania au desfășurat raiduri, în urma cărora au ridicat 31 de suspecți și au percheziționat domiciliile altor 65 de persoane. Au fost confiscați bani, arme, droguri, mașini de lux și bijuterii. Mai multe conturi bancare și alte active aparținând suspecților au fost blocate. Eurojust și Europol spun că operațiunea a fost o continuare a celebrei acțiuni Polino din 2018, când numai puțin de 84 de persoane au fost arestate în Italia, Germania, Belgia și Olanda. Zeci de alți presupuși membri ai Ndrangheta, inclusiv polițiști și oameni de afaceri, au fost reținuți în ianuarie 2021. Ndrangheta desfășoară operațiuni în toată Europa, dar și în alte țări din lume, și este considerată cea mai puternică grupare mafiotă din Italia. Rețeaua a fost pe prima pagină în presa internațională odată cu debutul procesului din Calabria, în ianuarie 2021, unde sunt judecați 350 de acuzați, chemați 900 de martori și 600 de avocați. Este cel mai mare proces de crimă organizată din ultimele decenii, iar acuzațiile? Asasinate, trafic de droguri, deturnare de fonduri și spălare de bani, citează Euronews.com. Administrația Biden a blocat regula contractorilor independenți adoptată de Trump, care a făcut mai greu ca șoferii Uber, oamenii de livrare DoorDash și alți muncitori din această zonă economică să revendice statutul de angajați. Departamentul Muncii retrage acest regulament începând cu 6 mai pentru a menține drepturile lucrătorilor la salarii minime și la protecția orelor suplimentare. Legea Statelor Unite prevede un salariu minim de $7.25 pe oră și plata orelor suplimentare peste cele 40 de ore de muncă pe săptămână. Regula contractorului independent a fost adoptată pe 6 ianuarie de către administrația Trump cu scopul de a proteja Uber, Lyft sau DoorDash în fața multiplelor procese ale lucrătorilor independenți care pretind statutul de angajați. Prin retragerea acestei legislații, Departamentul Muncii contribuie la păstrarea drepturilor esențiale ale lucrătorilor și la încetarea eroziunii protecțiilor lucrătorilor care ar fi avut loc dacă reglementările ar fi intrat în vigoare în luna martie. Ne menținem angajamentul de a ne asigura că angajații sunt recunoscuți în mod clar și corect atunci când sunt de fapt angajați, astfel încât să primească protecția oferită, a declarat secretarul muncii Marty Walsh, citat de AFP. Donald Trump și-a lansat o nouă platformă de comunicare cu sloganul Salvați America, în condițiile în care fostul președinte nu mai are acces la Twitter, Facebook și YouTube după violențele de la Capitoliu din ianuarie, relatează BBC News. Donald Trump spune că pe noua platformă de comunicare va publica conținut direct de la biroul fostului președinte al Statelor Unite, iar vizitatorii vor putea distribui articolele pe Twitter sau pe Facebook. Câteva dintre postările de pe site reiau acuzațiile că alegerile prezidențiale de anul trecut au fost trucate. Alegerile prezidențiale frauduloase din 2020 vor fi cunoscute începând din această zi drept marea minciună, a spus Donald Trump într-o postare. Consilierul fostului lider de la Casa Albă anunța în luna martie că Trump va lansa o nouă platformă social media. Noua platformă va fi ceva cu adevărat mare, a declarat Jason Miller. Noul website este conceput de Campaign Nucleus, o companie de servicii IT fondată de fostul manager de campanie a lui Donald Trump, Brad Pascale. Dar Consiliul de Supraveghere al Facebook a decis săptămâna aceasta să mențină interdicția impusă fostului președinte american de a mai posta mesaje pe pagina sa de Facebook și pe contul său de Instagram.
Caz cutremurător în Germania. Unei familii de români i-au fost răpiți cei 7 copii. Cine este vinovat de această tragedie și care ar fi motivul acestei acțiuni? Aflăm după această scurtă pauză. Doi reprezentanți ai autorității germane pentru protecția copilului din comuna Walsrode, la nord de Hanovra, au decis să ia pe cei 7 copii de lângă părinți chiar în preajma sărbătorilor de Paște. Camelia și Petru Furdui sunt doi tineri români care s-au cunoscut în Spania, s-au căsătorit, iar ulterior s-au stabilit în Germania, fiind binecuvântați cu 7 copii: David, Naomi, Estera, Natalia, Ruben, Albert și Leia. Totul s-a întâmplat în dimineața zilei de 26 aprilie, în jurul orei 11:20, când două persoane de la Serviciul de Protecție a Copilului Jugendamt din Germania au venit și au ridicat pe cei 4 copii care erau acasă la acea oră, inclusiv fetița de numai 1 an și 2 luni, spunând părinților că ceilalți 3 copii vor fi luați direct de la școală. Motivul? David, de 15 ani, a spus la școală că părinții au bătut-o pe Leia, fetița cea mică, băiatul făcându-și griji pentru surioara și frățiorii lui. Pentru asta, Autoritatea de Protecție a Copilului au decis să ia copiii, considerând că sunt în nesiguranță, iar părinții îi duc prea des la biserică. David ar fi fost încurajat de autorități să facă raportări periodice cu privire la aspectele private, personale și ale vieții de familie, procedură care ar fi culminat cu sesizarea de către acest minor a autorităților în cursul zilei de duminică 25 aprilie cu privire la faptul că părinții săi l-ar fi bătut pe bebeluș. Dar, potrivit părinților, familia se afla la masă în momentul în care bebelușul de 1 an și 2 luni s-a necat în timp ce mânca. Părinții, reacționând pentru a înlătura riscul de sănătate apărut prin atingeri pe spate, lucru care a fost interpretat drept bătaie de fiul cel mare, care a raportat autorităților cu care se afla în contact. A doua zi, copiii au fost preluați cu forța de autorități. Senatorul Titus Corlățean a verificat minuțios acest caz și a ajuns la concluzia că respectiva familie a fost nedreptățită. Din datele prezentate de soții Furdui, reiese că ancheta socială realizată de reprezentanții statului german a fost superficială, canalizată clar spre intenția de a le fi luați copiii. Titus Corlățean a cerut premierului Florin Câțu și ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu să intervină de urgență, pe lângă reprezentanții statului german, pentru a clarifica, cu respectarea întocmai a procedurilor legale, situația familiei Furdui. Și cere guvernanților să facă tot ceea ce ne stă în putință, legal, pentru a-i readuce pe cei 7 copii alături de părinții lor. Pe 26 aprilie, reprezentanții ai autorității germane pentru protecția copilului din zona de reședință a familiei, comuna Walsrode, la nord de Hanovra, s-au prezentat la domiciliul acesteia și au preluat copiii minori: Natalia, de 12 ani, Ruben, 11 ani, Albert, 10 ani și Leia, 1 an și 2 luni, fără a prezenta oficial motivele acestei acțiuni și recurgând la o serie de argumente verbale constrângătoare pentru voința părinților. Au lăsat doar să se înțeleagă că demersul are legătură cu fiul cel mare, David, de 15 ani, și o stare de nemulțumire a acestuia față de părinți. Ceilalți 3 copii, David, Naomi și Estera, au fost luați de reprezentanții Serviciului de Protecție direct de la școală. Copiii au fost distribuiți la familii de plasament diferite, cu încălcarea normelor și practicii pertinente de drept internațional, care solicită ca frații și surorile să nu fie separați. S-a recurs direct la măsura extremă a separării copiilor de părinți, în ciuda faptului că nu existau acte de violență comise de părinți sau pericol iminent pentru copii, ceea ce reprezintă o încălcare a normelor și practicii internaționale consacrate în materie,
care presupun realizarea, dacă este cazul, a unor pași intermediari necesari de către autoritățile de protecție a copilului înainte de a recurge la măsuri extreme, a declarat senatorul Titus Corlățean în fața Parlamentului României. Toate persoanele în vârstă de peste 50 de ani din Marea Britanie vor primi o a treia doză de vaccin împotriva COVID-19 în toamnă, în încercarea de a eradica virusul până de Crăciun, relatează Reuters. Autoritățile medicale desfășoară în momentul de față studii care iau în calcul două opțiuni. Primul studiu se bazează pe vaccinuri special modificate pentru a combate noile variante ale virusului SARS-CoV-2. Cel de-al doilea va consta în administrarea celei de-a treia doze pentru versiunile actuale ale celor trei vaccinuri administrate în prezent în Marea Britanie: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford și Moderna. Marea Britanie a semnat contracte de achiziție pentru 510 milioane de doze cu 8 producători de vaccinuri anti-COVID-19, iar unele dintre aceste seruri se află încă în etapa de dezvoltare. Regatul Unit va cumpăra 60 de milioane de doze suplimentare de vaccin Pfizer-BioNTech în virtutea unui contract care va asigura un stoc de peste 2 ori mai mare cu acest vaccin înainte de campania din toamna acestui an, ce prevede administrarea dozei de suprarapel, citează cotidianul The Times. Arhipelagul din Oceanul Indian, Seychelles, cu o populație de doar 98.000 de locuitori, a vaccinat cu ambele doze aproape 2/3 din populație, dar se confruntă cu o nouă creștere a epidemiei. Printre cei infectați se numără inclusiv persoane care au fost integral imunizate, relatează BBC News. Seychelles, care a vaccinat integral peste 60% din populație, s-a văzut nevoită să-și închidă școlile și să anuleze activitățile sportive pentru 2 săptămâni, într-un moment în care numărul infectărilor a început să crească. Barurile, restaurantele și magazinele se vor închide de vreme, iar unele întâlniri au fost interzise. În ciuda tuturor eforturilor excepționale pe care le facem, situația COVID din țara noastră este critică acum, a declarat ministrul sănătății. Arhipelagul din Oceanul Indian este dependent de turism și a început campania de imunizare în luna ianuarie, folosind doze de vaccin Sinopharm, fabricate în China și donate de Emiratele Arabe Unite. Autoritățile dau vina pe faptul că oamenii s-au relaxat și nu au mai respectat măsurile de prevenție. Până acum, numărul infectărilor raportat este de 6.373 de cazuri și 28 de decese. 1/3 din acești pacienți au primit ambele doze de vaccin, citează bbcnews.com. Sute de germani pleacă în Rusia pentru a se vaccina împotriva noului coronavirus. O agenție norvegiană de voiaj organizează excursii la Moscova cu vaccinul Sputnik V inclus, relatează Deutsche Welle. Pachetul Corona, inclus de viza turistică, zborul, cazarea la Moscova și vaccinul anticovid, la prețul de 2000 de euro. Faptul că Sputnik V nu a fost încă aprobat în Uniunea Europeană nu îi deranjează. Pentru ei, important este să fie vaccinați pentru a se putea bucura din nou de libertate. În Germania este puțin probabil să primești vaccinul în următoarea perioadă, dar cu cât mai mulți oameni primesc serul, cu atât mai repede se obține imunitatea de turmă. Și dacă există oferta de a te vaccina la Moscova, de ce nu? A declarat Heinz Pinkernel, un avocat german care a ales să se vaccineze la Moscova împreună cu soția. Vaccinul Sputnik V a fost aprobat deja în 60 de țări, iar Germania vrea să cumpere până la 30 de milioane de doze de vaccin în perioada iunie-august, dacă Agenția Europeană pentru Medicamente va autoriza serul rusesc, a declarat premierul landului Saxonia. Și Bavaria va negocia un contract pentru achiziția a 2,5 milioane de doze de vaccin rusesc.
Guvernatorul statului american Florida a ridicat toate restricțiile asociate pandemiei de COVID-19, justificându-și decizia prin eficacitatea și disponibilitatea vaccinurilor dezvoltate împotriva acestei maladii, relatează AFP. Ron DeSantis a promulgat o lege care pune capăt stării de urgență la 1 iulie, lege care impunea o serie de restricții în fața pandemiei și a semnat apoi un decret care va avansa data de intrare în vigoare pe 3 mai. Este ceea ce trebuie făcut ținând cont de datele de care dispunem. Numărul zilnic al cazurilor de infectare și al deceselor asociate COVID-19 este în scădere constantă, iar programul de vaccinare continuă să fie implementat. Aproape 9 milioane de persoane, 41,9% din cei 21,5 milioane de locuitori ai acestui stat, au primit cel puțin o doză de vaccin. Ron DeSantis critică restricțiile impuse de alte state americane, care continuă să-i oblige pe rezidenții lor să le respecte, spunând că liderii lor nu cred în vaccinuri. Pfizer, Moderna și Johnson & Johnson sunt disponibile, în anumite cazuri chiar și fără programare, în numeroase centre de vaccinare, farmacii și supermarketuri din Statele Unite. După 40 de ani, o biserică istorică reiese la lumină. Ce a produs acest miracol, vom afla după această scurtă pauză. O biserică din secolul al XIX-lea a reieșit la suprafața apei unui lac central din Mexic după ce timp de decenii a fost scufundată, ca rezultat al unei secete care afectează regiunea. The Church of the Virgin of Dolores, Biserica Fecioarei Dolores, a dispărut în 1979, când a fost construit barajul Purissima și a îngropat comunitatea colonială El Zangaro, relatează cotidianul Mexico News Daily. Biserica era inima comunității coloniale din El Zangaro, care odinioară găzduia rectoratul și registrul civil, pe atunci Vila Real del Mina de Guanajuato. Dar istoria comunității s-a încheiat în 1979, când președintele José López a ordonat construirea barajului Purissima, care a inundat peste 200 de hectare. Orașul Irapuato, la 25 de kilometri distanță, a fost complet inundat. Istoria spune că oamenilor le-a fost foarte greu să părăsească locul, nu doar din cauza clădirilor, ci din cauza sentimentului de apartenență la locul respectiv, spune Dulce Vesquez, directorul arhivelor municipale locale. Câțiva au rezistat până au văzut că era deja o realitate, că apa va ajunge și va acoperi întregul oraș. Locuitorii din El Zangaro au fost relocați în ținuturile din apropiere, unde au fondat o comunitate cu același nume. Dar o secetă recentă, care a afectat orașul Guanajuato și zona din jur în ultimele luni, a readus biserica istorică la lumină. Citează MexicoNewsDaily.com. Un fost ateu care a batjocorit creștinismul este acum o persoană schimbată, după ce a experimentat mântuirea și iubirea transformatoare a lui Dumnezeu. Dr. Hyung-gi Yang este profesor asistent de teologie sistematică în programul de studii pentru femei la Seminarul Teologic Baptist din Fort Worth. A crescut în sud-vestul Chinei, unde credea că Dumnezeu este un mit. În 2000 a venit în Texas ca student. A fost pentru prima dată când a văzut o Biblie. Era ateie și feministă. Nu credea că există un Dumnezeu care să poată salva și că trebuie să ne străduim să reușim prin propria noastră abilitate, hărnicie și noroc. Dar când a venit în Texas, era înconjurată de creștini și biserici, lucru care a determinat-o să disprețuiască creștinii. Am batjocorit creștinismul. Am crezut că este atât de umilitor să mă închin unui Dumnezeu care a fost răstignit pe o cruce, mărturisește Yang.
Dar Dumnezeu avea un plan diferit pentru tânăra studentă. La sfârșitul lui 2000 a participat la o conferință evanghelistică în care a auzit cuvântul lui Dumnezeu, care i-a schimbat perspectiva și au convins-o de existența lui Dumnezeu. Young și-a predat viața lui Isus. S-a botezat în duminica Paștelui 2001 și de atunci a devenit o nouă creație. Evanghelia m-a schimbat și continuă să-mi schimbe viața, mintea și întreaga mea ființă. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem mântuiți, este puterea lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni 1:18. Un film de transformare radicală a unui musulman ucigaș într-un slujitor al lui Hristos mișcă inimile a mii de oameni astăzi. Este povestea unui apostol Pavel din zilele noastre. Se numește Yasir Eric și a fost crescut în Sudan, în cele mai radicale secte ale islamului, învățat să urască creștinii și, în mod special, evreii. Îl ura pe Zaharia, singurul elev creștin din școală, care era un beat foarte inteligent, amabil și bun. Ca musulman, a crezut că ar trebui să fie mai bun decât el. Yasir îl disprețuia. El și-a mâniat prietenii într-o noapte când l-au bătut aspru pe Zaharia. L-au lăsat întins nemișcat pe pământ, în pădure. Zaharia nu s-a mai întors la școală niciodată. Yasir s-a născut și a crescut într-o familie musulmană fanatică. La vârsta de 8 ani, tatăl său l-a înscris la școala de Coran, fiind forțat să-l memoreze. Era gata să moară pentru religia sa, dar se întreba ce se va întâmpla dacă va muri. Necunoscut lui Yasir, singurul creator adevărat al cerului și al pământului, își începuse lucrarea în viața sa. Într-o zi, vărul său era grav bolnav și urma să moară, însă doi creștini copți s-au prezentat și au cerut să se roage pentru copil. Au început să vorbească cu Dumnezeu ca un prieten și, în timp ce își încheiau rugăciunea spunând amin, copilul și-a deschis ochii, s-a ridicat din pat și a început să meargă după 4 săptămâni. Un miracol! Unul dintre bărbați i-a vorbit apoi și a spus că Dumnezeu vrea să-i schimbe inima. Dumnezeu i-a transformat viața din ură în iubire prin intermediul acestor doi oameni. A început să citească Biblia și ura sa față de evrei s-a transformat în iubire. După mai mulți ani de la convertire, Yasir a vizitat Egiptul, unde a întâlnit un pastor sudanez. După ce i-a povestit povestea lui, bărbatul a început să plângă. Era Zaharia. Acesta i-a mărturisit că pentru că îl ura atât de mult, se ruga mereu pentru el. Scrisese numele lui Yasir pe prima pagină a Bibliei sale. Citează faithpath.com. Puteți viziona această mărturie puternică de răscumpărare a lui Eric Yasir pe rețeaua video One for Israel Ministry. Doamnelor și domnilor, aici se încheie retrospectiva știrilor RTN. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Și pentru că astăzi este ziua mamei în America, le urez din inimă Happy Mother's Day. La revedere pe săptămâna viitoare!